Elaborarea unui plan strategic de dezvoltare locală 2020-2027, bazat pe criterii de prioritizare a investițiilor în vederea realizării unei dezvoltări economice și sociale care să ducă, pe termen lung, la creșterea calității vieții populației județului Gorj, este prioritatea candidatului PMP la șefia Consiliului Județean. Viitorul acestui județ depinde, în primul rând, de calitatea vieții populației, iar eu am pus întotdeauna pe primul loc omul. Strategia de dezvoltare a județului pentru următorii 7 ani are ca scop crearea de alternative economice, adică în primul rând de locuri de muncă bine plătite, astfel încât tinerii să nu mai fie nevoiți să plece din Gorj în alte județe ale țării sau în străinătate după un salariu mai bun, a declarat Nicolae Davițoiu, candidatul PMP la Consiliul Județean Gorj.